Recent, la Cahul, Republica Moldova, s-a deschis seria de sesiuni regionale organizate de Asociația Oamenilor de Afaceri Moldoveni de pretutindeni, în colaborare cu Ministerele Agriculturii de la București și Chișinău, în cadrul proiectului Parteneriat pentru Dezvoltarea Durabilă a Mediului Rural din România și Republica Moldova. Scopul acestui eveniment a fost inițierea și dezvoltarea cooperării dintre fermierii și antreprenorii celor două state vecine, facilitarea schimbului de cunoștințe și crearea de conexiuni pentru parteneriate publice-private, precum și valorificarea oportunităților de investiții în agricultură cu sprijinul experților din ministerele de resort. Au fost identificate obiective comune, precum sprijinirea micilor fermieri în crearea de piețe de desfacere pentru valorificarea produselor, necesitatea necesitatea de a asigura populației produse agroalimentare competitive, garantarea siguranței alimentare, dimensionarea producției în condițiile globalizării. În cadrul intervențiilor susținute de demnitarii din România și Basarabia, s-a creat continuarea dialogului instituțional în beneficiul fermierilor, experiența europeană a României, dar și a Republicii Moldova, contribuind la punerea bazei pentru o agricultură performantă în regiune.